Lucrez în primăria Cicănești din 1 martie 1985, funcție de tehnician până în 1992, când am fost ales în 1992 viceprimar până în 96 și din 1996 până acum sunt primar. 7 mandate, unul de viceprimar, probabil, vedem din punct de vedere al sănătății și altele, dacă voi candida pe viitor la următoarele alegeri. La început, vă dați seama că după 92, când toată lumea nu prea știa ce are de făcut, era, a fost foarte greu. Și greu e și acum, că s-au schimbat lumea, s-au schimbat polii, s-au schimbat mediul politic, mediul de afaceri, concepții la fiecare om, la fiecare persoană. A fost greu din 92, din 96, de când sunt primar, pentru că localitatea Cicănești este o localitate puțin mai izolată față de celelalte localități. Pe parte bine, pe parte mai puțin bine. Cu toate că trăim într-un mediu natural mult mai eficient decât în alte localități, dar problema e că investitorii la mine în localitate sunt mult mai puțini și aici mă afectează financiar la bugetul localității. Am pornit greu ca la 20-30 de ani ca primar, am pornit greu ca să începem o activitate mai de amploare în cadrul acestei localități. Comună izolată, fără niciun kilometru de asfalt, de la început, fără apă, fără canal, fără multe utilități care probabil sunt necesare la orice localitate. La momentul respectiv, comuna, localitatea Cicănești, Oateu Cicănești, a fost modernizată cu vreo 70 de kilometri de asfalt, cu vreo 35 de kilometri de canal și vreo 40 de kilometri de apă. Instituțiile toate din localitate reabilitate, începând de la școli, cele două corpuri de școală, modernizate, începând cu dispensarele umane și veterinare, începând cu căminul cultural, ce mai avem, cu chiar primăria Cicănești, care am reabilitat-o acum câțiva ani de zile, am lăsat-o de fapt mai la urmă.
Da, ne aflăm în incinta căminului cultural al Comunei Chicănești, reabilitat în anul 2008. Era un cămin care, vai și mama lui, așa, în expresie. Aici se desfășoară activități o dată pe săptămână, în fiecare lună. Copiii învață să danseze, jocuri populare, jocuri moderne. Chiar și am un băiat care învață să cânte la clarinet și alte instrumente. Deci activitatea căminului este săptămână de săptămână în localitate. Ce mă doare pe mine puțin mai mult este că nu mai găsim să vină în localitate să vină cu spectacole cum era odată. Mai vin, dar de 2-3 ori pe an, totdeauna am răspuns pozitiv la solicitările anumitor ansambluri de folclor sau ce apar pe aici și cântăreți de muzică ușoară și populară. În general, cred că se duce o activitate și în căminul cultural, iar de când e pandemia, până în pandemie, îl mai foloseam câte puțin și la nunți și la evenimente de genul acesta, dar la un timp numai. Exact activitatea lui pentru care a fost destinat. Ele sunt multe de spus. Într-o localitate cu grad de colectare de 400-500 de mii de lei, vă dați seama că este foarte greu să o menții la standardele care ar trebui să fie. Eu cred că am dezvoltat această localitate bine, zic eu. Probabil că 7 mandate sunt ales în continuare de către cetățenii mei. Așa, nu cred că i-am dezamăgit. Mi-am sacrificat tinerețea și viața pe aici, dintr-o ambiție politică. Cândva cineva spunea că nu are cine să candideze pe altcineva. Și am venit unul din cei 2000 și ceva de locuitori cât are localitatea. Și am candidat și am câștigat în primul tur, la vremea respectivă, cu 200-300 de voturi. Asta a fost o ambiție tinerească și să spune că pofta-ți vine mâncând. Asta a fost o demonstrație. Și am rămas aici, zic eu, vreo atâția ani, aproape 30 și ceva de ani, la nivelul localității. Ce să vă zic? Am centrală fotovoltaică. Am stații de epurare. Am grad de colectare a apei care o avem trasă la localitate cu vreo 300 de metri cubi de unde pornesc cu apa în comună. Aici avem panourile fotovoltaice, de vreo 7-8 ani sunt în funcțiune. M-a costat câteva miliarde de lei, vreo 7 miliarde de lei. Sper că în 10 ani de zile să o amortizez așa, pentru că e benefică. Ar fi bine ca fiecare localitate să aibă câte o centrală fotovoltaică, pentru că ne aduce beneficii la iluminatul public, la toate instituțiile care nu mai plătim mai puțin. O stație de 85 de kW putere. Am terminat împrumutul care l-am, numai prin împrumut am putut să fac această realizare și eu cred că e benefică pentru orice localitate să nu mă repet. Drumurile sunt reabilitate, dar mai am pe viitor de făcut o grămadă de proiecte care am zis că la un moment dat am fi terminat. Mai modernizez vreo 11 km pe programul Anghel Saligny și de-abia aștept să semnez contractul, pentru că am stat foarte mult la apele române să iau avize pentru 2-3 podețe. Pârâu, Valea sau cum îi zic eu acolo, a necesitat
această dorință care, mă rog, în mediu m-a forțat ca să iau de la Apele Române și am durat un an jumate ca să iau de la Apele Române avizele necesare, așa e corect. Deci dacă mai punem 11 km de asfalt, cred că localitatea va fi un labirint de asfalt de 80 și ceva de kilometri, care cred eu că nu știu câte localități. Și eu zic așa, accesând Valea Argeșului cu Valea Toporogului, le-au adunat ca număr de kilometri, încă nu cred că ajung la o cifră de 80. Dar probabil acum, după accesarea programului Angel Salini pe așa, o să depășească multe localități, o să e un program benefic pentru localități și în care mai beneficiem și noi de 11 km. Marea dorință a mea a fost să accesez la nivel de localitate, că atât mai rămâne să facem o diferență între oraș și locuitorii la țară, introducerea rețelei de gaze naturale. Bunul Dumnezeu a dat ca anul acesta să fim prinși și în programul de accesare a gazelor în localitate. Am constituit un ADI cu trei localități. Localitatea Ticveni, Sălătrucu și Cicănești. Avem 76 de miliarde, 7 milioane 600 de lei pe ADI-ul și urmează ca din programul care pe Anghel Salini 2024-2028 să beneficiem și noi de accesarea acestor gaze în localitate. Cred că localitatea are de toate. Mai trebuie, de exemplu, să zicem, o creștere a eficienței energetice la școlile respective, o creștere a eficienței pe corpul 1, corpul 2 de la școală, avem o eficientizare a infrastructurii de la public, le facem iluminatul public, avem în comună, dar le facem sistematizat cum sunt normale acum. Reabilităm terenul de fotbal din la intrarea în comună, un lucru bun pentru tineret. Am un teren de fotbal făcut pe gazon sintetic la școală, de standardele care sunt, bun și acelea că copiii se dezvoltă și aș fi vrut să-i atrag, să nu mai stea prin, cum să se tineretul, baruri sau unde mai se întâlnesc și uite de sănătatea lor ca să mai ia puțin oxigen, cum făceam noi odată. Școala gimnazială Cicănești are un număr de aproximativ 200 de elevi cu grădinari. Am reabilitat-o aproape din temelii, acum câțiva ani de zile, iar acest teren de sport, anul trecut l-am reabilitat și l-am adus la standardele care sunt acum din venituri proprii. Și Consiliul Județean ne-a ajutat la așa ceva. Am și un vestiar în care pentru viitor va să fie întreceri între elevii din Cicănești și cu comunele limitrofe sau la unde ajung ei probabil în competiții. Deci au toată dotarea pentru a face performanță. Cred că mai sunt și altele de făcut. Zic că mai am ceva canalizări de un kilometru jumate, două, că și-a exprimat cetățenii dorința să le bag și pe acolo, pe unde au nevoie, dar nu prea mai am pe unde să mai bag, de că totul e făcut. Programul este destul de încărcat. Am accesat de milioane de euro în comună, n-am făcut niciodată calculul să văd cât am accesat din fonduri europene, din fonduri guvernamentale, consilii de țene, mă rog, finanțe și alte ministere de unde am putut accesa. Mai sunt, cred că mai sunt de spus, probabil, dar să sintetizăm așa una peste alta, cred că localitatea arată binișor, dar trebuie să vă convingeți dumneavoastră. Pe mine m-a convins cetățenii că m-au ales la 7 mandate, unul de vice, și lucrez în primărie de 39 de ani. Pe viitor mai vedem ce putem face, ce mai putem accesa.
Avem dotare cu mobilier la școală, iar am putea să, și școala o dotăm cu mobilier nou, cu toate că școala am reabilitat-o acum vreo 6-7 ani, deci sunt condiții de standard în școală. Multe proiecte o să mai scape, că vă dați seama, în 30 ceva de ani de când am lucrat aici, s-au făcut și multe, s-au făcut multe. Comună foarte săracă, v-am zis, n-am investitori străini, n-am prea multe, zice, societăți care să-mi curgă banii în buget, dar am fost totdeauna un sărămână, cum se zice, un milog de pe fonduri, că neavând, în ghilimele, bineînțeles, metaforii vorbesc, neavând bani în comună, a trebuit să mă duc în toate părțile să pot accesa bani pentru localitate. Mi-e teamă pe viitor că, datorită gradului de dezvoltare și la politica care noi o avem, funcționarea cu dezvoltarea nu o să se mai... o să mai fie egală. O să am nevoie de bani foarte mulți pentru funcționare. Mai sunt multe proiecte de făcut în localitate, dar mi-e teamă că nu am cum să-mi plătesc funcționarea unor obiective. Și cred că mă opresc eu aici. Probabil alții o să continue în urma mea cu alte programe, dacă vor mai fi. Vom vedea mâine, poi mâine, ca idee. Aflăm pe drumul județean 704G, v-am zis și puțin mai devreme, pe zona mea nu prea sunt gropi și mai de aproape deloc, așa, dar sunt pe zona Albeștiului și zona... Aici este dispensarul uman. Dispensarul uman care a fost reabilitat acum vreo 3-4 ani din temerii și el, deci tot ce am reabilitat a fost aproape din temerii pentru că erau niște clădiri vechi, insalubre și erau clădiri de epoca ceaușistă, care probabil noi le-am dat, o să vedeți, probabil un standard de civilizație atât în dispensarul uman cât și în cel veterinar. Acum, noi o să mergem în zona, deci vă explic acum drumul județean, o să meargă în față și duce spre localitatea Șuici. Uitați, vedeți acolo, din pădure este Șuiciu. Dar noi facem în dreapta, pe un drum comunal, un DC, un drum comunal și ne îndreptăm spre zona Tămașului. Acest drum are vreo 4 km, care până în zona Tămașului, din momentul unde ne aflăm acum. Și o să vedeți că toate străzile le am reabilitate, în afară de 11 km care sunt convins că îi voi face pe programul Angel Salini. Am și licitație făcută și tot ce se poate face, numai să semnăm contractul cât se poate de repede. Zona Tămașului este o zonă cu o istorie aparte, prin anii 1920-30. Acolo era o fabrică de cherestea care era foarte mare la vremea respectivă. Se zvonea că se va aduce după Transfăgărășan, se va face drum prin comuna Arefu, ca să rămână drumul Transfăgărășan turismului și pe aici să fie un drum al dezvoltării
materialul lemnos care se mâncarea din munți. Dar din nefericire, când au venit comuniștii la putere și când cei care erau stăpânii fabricii, i-au dat foc și arzi temelii. O să vă arăt când ajungem acolo, zona unde s-a întâmplat. Era un fel de orășel. Dar dacă ars, erau vreo 45 de case în zona respectivă, dacă ars, s-a ars totul. Deci pentru mine, dacă era acea fabrică, era o mană cerească financiară pentru dezvoltarea localității, că vă dați seama că masa lemnoasă din munții Făgărași trecea pe aici, era o fabrică mare. Dar asta a fost soarta, probabil. După cum observați, puțin șanturile cred că sunt reabilitate și asta o țin eu, cred eu, în fiecare anotimp și tot timpul anului. Am foarte puțini oameni la 416, deci mai am vreo 4-5 oameni. Dar cu cât îi am așa, cu atât îi folosesc la maximum ca să întrețin comuna. Aici este grădinița de la satul, din satul Bărăști, reabilitată și în 2009. În 2009, tot pe perioada când sunt eu primar. Deci o grădiniță nouă, cu fonduri europene, o parte și o parte de la noi. Probabil o să vă duc și la sursa de apă care o are localitatea Cicânești, până de la niște izvoare de aici, din stânga undeva, și apa o urc prin pompare undeva la kilometru, aproape 4-500 de metri, poate mai bine, și de acolo o am prin vedere tot sistemul de alimentare cu apă care l-am în localitate, unde pot face o economie de curent, care vă spun că dacă localitatea e financiară, e săracă, noi ne ținem să ne chipzuim mai mult decât alții. Adică ne întindem la plafona care o avem. Îmi face plăcerea ca fiecare după masă, aproape când pot, și vreau să mă relaxez, mă iau prin toată comuna, să văd ce mai trebuie sau să văd dacă mă e ceva deranjat. Dar totuși, oamenii sunt civilizați, au o curățenie desăvârșită, atât în gospodăriile lor, cât și pe domeniul public. O să vedeți că dumneavoastră o să faceți o comparație. Cineva mă întreba de la Consiliul Județean săptămâna trecută modul de gândire a unei localități. Și am zis, măi, domnule X, că nu dau nume, pe timpul domnului Nicolescu era un concurs între UAT-uri. Localitatea cea mai curată și mai dezvoltată sau înfloritoare. Era un concurs care se primea cu o anumită valoare bună la vremea respectivă, nu știu câte miliarde pe locul 1, locul 2 și locul 2 mai puțin și locul 3, țin minte, un miliard de lei. Eu cred că ar fi bine ca în trecerea asta între localități sau în trecerea, că nu depinde o trecere, că nu e o trecere de altfel, era benefică pentru anumite primării sau primari ca să fie un stimulant pentru bugetul local, ca să acceseze și să... Și cred că altfel arăta. Mie mi-a rămas de atunci ideea, după timpul domnului Nicolescu, domnul Seliat, e un om deosebit, care, fac o paranteză, cred că nu se mai naște momentan o perioadă bună un om cu atâta discernământ în administrația județeană. Sper să colegă și alții și a zis, da, o idee bună, uitați, nu ne-am mai gândit să reluăm această activitate, vă zic, pentru mine era bună pentru localitățile respective, acolo unde, zic eu, nu sunt bani și îi dai și un impuls primarul respectiv. Deci noi acum ne îndreptăm spre zona Tămașului, zona care pe timpul celui de-al doilea război mondial, aici s-au dat lupte puternice, este între regimul fascist și în epoca respectivă, în cel de-al război mondial. Mă dau seama că aici am un câine care a fost cu mașina. Uitați, în acești brazi, în fiecare an, a treia duminică din luna iunie, se ține sărbătoarea câmpenească a
a localității noastre. A fost ediția 40, în perioada pandemiei n-am ținut-o, că nu se putea. Aici se ține în fiecare an și o tradiție prin anii 80. Ne aflăm în zona Tămașului, unde se ține în fiecare an sărbătoarea tradițională Nedea, de sărbătoarea Comunei Cicănești, sărbătoare care este de peste 40 și ceva de ani. Anul trecut am avut ediția a 40-a, în care se desfășoară activități culturale, sportive, specifice localității respective și localităților din zonă, că vin fiecare cu ce pot și cu ce au și în comerț, se face un comerț ambulant. Deci e un fel de târg mare, frumos și vă invit dacă aveți posibilitatea anul acesta după, cred eu că, pe 9, a treia duminică de luna iunie să vedeți cum e de frumos această, cum e de frumoasă această sărbătoare din zona respectivă. Vă spuneam că în această zonă mai devreme, vă spuneam că aici a fost fabrica de cherestea, care pentru noi era foarte bine. Deci, din păcate, acolo sunt ruinele, să mai văd pe aici niște ruine de ciment în care a fost arsă în temelii. Am înțeles la vremea respectivă, din vorbă în vorbă, că în loc să o stingă cu apă, o stingeau cu benzină. Probabil că era asigurată și n-a vrut să pună în mâna regimul comunist pe aia să o naționalizeze. Și probabil că era asigurată și asta. Zona este foarte bună pentru turism. Am avut și program de dezvoltare a turismului în localitatea în 2010. Au mai venit și alți cetățeni din alte localități, București și altele, ca să aerul este foarte curat. Comuna este, cred eu, foarte curată, igienizată. E prosperă pentru oricine bine veni aici. A fost o comună necooperativizată, capitaliști de când ne știm, mai puțin comuniști pe aici, mai mulți capitaliști, oameni mai drâzi și așa, mai puțin de la munte, ceea ce se observă față de, cred eu, ca cetățenii care sunt prin sudul județului, sunt câmpiile unde au fost cooperativizați sau forțați cooperativizați, să cunosc unde nu a bântuit comunismul prea tare, să cunosc de la o poștă cei care bănuiesc că au fost subjugați de epoca ceaușistă. Proiecte de investiții de viitor, v-am zis, gazele în primul rând ar fi cel care mă interesează cel mai mult, v-am zis, am accesat și anul acesta, pe perioada de 4 ani, sperăm să introducem toate cele 3 localități care ne-am înfrățit, constituind ALIEU respectiv, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară între noi. Asta ar fi esența proiectului principal din localitate. Nu știu după cum ați observat dumneavoastră, venind spre localitate, noi trecem pe un drum județean. Un drum județean care străbat 3 localități din drumul național. În drumul județean, este drumul județean 704G, are 13 km și jumătate, de la Albești de Argeș, Cicănește la jumătate și localitatea Șuici. Pe raza comunei mele, nu știu dacă găsesc 5 grupi pe drumul județean, dar pe raza comunei Albești, dacă ați observat, mai sunt gropi destule și dăm din groapă în groapă. Și eu am obișnuit cetățeanul în Cicănești ca să repar eu acel drum județean. Nu mai permite nici bugetul, nu-mi permite și nici
nu permite legislația ca să accesez eu bani pe drumul județean. Rugămintea de câțiva ani de zile a fost către conducerea Consiliului Județean, care s-au mai schimbat și se vor mai schimba probabil, ca să putem și noi în locurile respective, unde drumul județean este deteriorat, sau către Șuici, unde e și de pământ, vreo 3 km, să fie modernizat. După mine, ar fi o mare bucurie pentru Comuna Cicănești să iasă din izolare, în sensul că am face legătura între Valea Argeșului și Valea Topologului. Și atunci tranzitul ar fi altfel, turismul s-ar dezvolta altfel, mai ales că vine autostrada pe partea Tigveniului și iese unde iese, pentru noi ar fi foarte mult. Sper să înțeleagă și conducerea Consiliului Județean strategia și nu numai strategia localității, dar și poate să fie și o strategie militară. Doamne ferește, războiul este la granițele țării. Am trebuit să gândim că Valea Argeșului și cu Transfăgărășanu este un drum strategic. Ar trebui să gândim că pe mine se poate trece în Vâlcea, iar pe Valea Oltului, iar e un drum strategic. Ar trebui să gândim mai în mare, mai în timp, așa, ce ar însemna acest drum județean să-l modernizăm. Este o mare durere pentru mine că sper să am înțelegere de la conducerea Consiliului Județean să fie prins și nu e prins pe programul Anghesalini sau să fie prins din alte surse legal constituite pentru modernizarea acestui drum. Avem nevoie de acest drum, mai ales pe 6-7 km cât mergem pe Comuna Albești și plus pe vreo 3-4 km pe comuna Șuici. Dorințele, gazele și drumul comunal. Poți să zici mai bine drumul comunal, drumul județean și după aceea gazele. Că mergem zi de zi cu mașina și o stricăm. V-am zis, o să vedeți, e pancartă unde se vede când intrați în Cicănești și când se iese. Nu prea sunt gropi, mă arunți și eu, dar nu știu dacă sunt 5-6 gropi, dar nu dai cu mașina să rupi mașina. Sper să fiu înțeles de conducerea Consiliului Județean să mi se aloce sau să fiu și eu prins într-un program de reabilitare a drumului județean. Da, iată o comună foarte frumoasă, mai micuță, dar foarte frumoasă. Ați văzut ce frumoasă arhitectura caselor de asta tradițională, superbă. În sfârșit, vedeți, gospodarul este gospodar, nici nu contează până la urmă de la ce partid ești. Domnul Ionescu este de la PNL. Deci, iată PSD, iată PNL, important este gospodarul. Dacă face ceva, face. Dacă nu, nici nu contează culoarea politică, ci omul. De aceea spun eu că, în general, omul sfințește locul. Vezi dacă gospodarul pe care tu l-ai ales a făcut ceva pentru tine sau nu. Și alegerile locale, ele au specificul lor. Dacă omul a făcut ceva în localitatea respectivă, mai mergi cu el mai departe. Dacă nu, de ce să mai mergi? Să ce? Să nu mergi sărăcia împreună sau ce? Până la urmă, despre asta este vorba. Să descurcă omul, să ia ceva fonduri europene, să facă rost, să-și prezinte proiecte bine, nu? Ce să mai caute să facă ce? Vă rog, domnul Popescu. Da, nu am fost atent la chestiunea asta legată de culoarea politică a domnului primar, dar puteam să jur că de la PNL, după săgețile pe care le-a aruncat către Consiliul Județean, în vreo 5 sau 6 rânduri. Și mi-am dat seama imediat că e vorba de
Consiliul Județean trebuie să-i ajute, indiferent de culoarea politică, domnule. Corect. Sunt totul de acord cu chestiunea asta și nu cred că nu au găsit înțelegere. După câte știu eu, lucrurile funcționează foarte bine la Consiliul Județean și oricine a venit cu o propunere bună, și mă refer aici la primarii din orașe și comune, dacă au venit cu proiecte și cu inițiativă, oricând au avut sprijin. Nu cred că cineva a pus bețe în roate sub nicio formă, departe de mine gândul ăsta. Nu știu, vom vedea. Mai avem periplu, continuă, vom vedea dacă au pus. Să știți că e și pentru mine, dacă vreți, o experiență și vreau și eu să văd. Dom'le, au pus, n-au pus, sunt tratați oamenii la fel, sunt tratați pe culoare politică. De ce nu? Știți ce îmi place mie? Îmi place când vorbim despre județul Argeș, ador chestia asta. Este un județ extraordinar de frumos. Avem toate formele de relief și... Uitați ce frumos e. Și cred că ar trebui să profităm mai mult de treaba asta. Ar trebui să ne vindem mai bine. Și am văzut... Există inițiativă și partea Consiliului Județean în direcția asta, să știți. Și aici trebuie să găsești înțelegere la Consiliul Județean să faci promovare. Păi dacă nu sunt preocupat să facă promovare, eu ce să le fac? Asta e. Înțelegeți? E o chestiune. Trebuie să-ți promovezi tot ce ai mai bun, domnul Popescu. Nu poți să faci și să aduci investitori, să aduci turist, să aduci dacă tu nu promovezi nimic. Nu poți. Sunt evenimente, sunt locuri extraordinar de frumoase în județul Argeș care ar trebui să atragă atenția nu numai la nivel național. Trebuie să vindem imaginea asta și dincolo de granițele țării. Da, dar trebuie să pui bani în așa fel încât să aloci din fonduri speciale, încât să ai și promovare. Dacă tu nu vrei să aloci nimic și crezi că ți se face totul gratis, nu vă supărați. Nu se poate așa ceva. Uitați-vă. Deci vrei să-ți promovezi județul, vrei să-ți promovezi locurile foarte importante, pentru că sunt locuri importante, frumoase, oameni frumoși pe care trebuie să ți-i promovezi. Dacă vrei așa, pe nimic... E foarte multă istorie. Păi vedeți? Cine alocă fonduri pentru așa ceva, domnul Popescu? Cine? Eu știu stai să vezi că n-avem, că n-am cuprins, că n-am nu știu ce. Ha? Eu știu că s-au făcut pași în ultima perioadă destul de importanți, că e loc de mai bine, da, e loc de mai bine. E loc de mai bine. Da, uitați-vă și vine în cap că apropo de, vorbeam de evenimente, uitați-vă la Sinfonia Alelelor. Uitați-vă cum s-a schimbat fața orașului nostru și câte alele au apărut peste tot, prin toate zonele. Nu știu dacă ați mers prin cartiere, prin sensuri giratorii, prin parcuri. E plin. Sunt foarte frumoase, știu. E o explozie de alele și festivalul ăsta care ne-a făcut orașul celebru la nivel internațional se apropie și cred eu că va avea extrem de mulți vizitatori anul acesta. Astfel de evenimente există peste tot, să știți. Sunt locuri care, mă rog, promovează fel de fel de evenimente de acest gen în județul Argeș și cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție acestor chestiuni. Da, mi-a mai atras atenția. Știți cum e? Dau bine când vorbești despre ele, dar când e vorba să aloci fonduri pentru așa ceva, nu le mai aloci. Că întotdeauna există ceva mai important în accepțiunea acestor oameni. Adică ce să zic mai mult de atât? Da, nu o să fac analiză pe text. Nu e vorba de analiză pe text. Este vorba de că te bați cu pumnul în piept că faci și când e să le faci nu mai ai bani. Nu le faci că n-ai bani. A, nu, vorbeam de discursul domnului primar. Nu o să fac analiză pe text, domnul, pentru că departe de mine domnul primar ne-a spus ce a avut de spus, vorbeam de Consiliul Județean. Pentru că cine trebuie să facă este Consiliul Județean.
Eu cred că Consiliul Județean a făcut suficient de mult, dar vedeți, se joacă politic. E campanie electorală, doamnă. Ce să... Na, asta este situația. Dumnealui reprezintă o formațiune politică, Consiliul Județean are o altă coloratură politică și e normal să existe săgeți, mai ales că se apropie alegerile. E firesc. Dar spuneam, nu o să fac analize pe text, însă chestiunea asta legată de sursele legal constituite. Doamne, am auzit-o la mai mulți primari. Nu există surse ilegal constituite. Că n-am mai fi atunci ce suntem. Am fi cu totul și cu totul altceva. Am fi niște șailoc, am fi niște, nu știu, am fi niște cămătari. N-am mai face administrație locală. Evident că sunt legal constituite. Da? Am mai auzit sintagma asta și cu alte ocazii. Haideți să vă spun eu ceva, domnul Popescu. Dacă n-ar fi existat primarii care sunt singurii care luptă acolo, vă spun eu, țara asta era dusă de râpă de multă vreme. Dacă vreți, pilonii României sunt fix primarii, care ei se luptă acolo, fiecare în zona lor. De ce? Perfect, pentru că, oamenii îi cunosc, pentru că sunt în jurul lor oamenii și pur și simplu nu pot face politica urâtă pe care o fac cei de la centru. De ce? Pentru că le este jenă de alor lor. Adică pur și simplu nu poți să ieși pe stradă cu oamenii care te-au ales și care te cunosc și să spui că, știi, domne, știi, nu se poate, că eu nu fac nimic, că e politica, e asta. Nu poți. Ei luptă, sunt singurii care țin pilonul, dacă vreți, tradițiile ale poporului, credința poporului. Ei, cei de jos de acolo, da. Vorbează despre piloni. Sunt piloni, da, ale acestei țări. Și ei, la rândul lor, de fapt, administrația publică, că vorbim acum la modul general, se bazează pe cinci piloni extrem de importanți. Unul mai important decât celălalt. Eficiență. E clar că nu poți face administrație publică dacă nu eficientă, dacă nu utilizezi resursele într-un mod eficient și dacă nu oferi servicii de calitate. Transparență. Administrația publică în general se bazează pe transparență. Oamenii vor să fie informați cu privire la proiectele care se desfășoară în localitate. Oamenii trebuie să fie conștienți de faptul că sunt unele, câteodată apar unele impedimente de altă natură, mă rog, și trebuie să cunoască tot ceea ce ține de spectrul ăsta al investițiilor. Viziunea trebuie să fie cunoscută. Da? Există un plan de viitor. Responsabilitate, un alt pilon foarte important. O administrație publică fără responsabilitate, sau mai bine spus, o administrație publică trebuie să fie responsabilă pentru toate acțiunile pe care le desfășoară, pentru toate proiectele, nu numai în fața cetățenilor, dar și în fața legii. Că am mai văzut cazuri prin România, pe la noi pe aici mai puțin, dar în alte locuri în țară am văzut și alte chestiuni negative. Echitate. Da? Administrația publică se face pentru toți cetățenii în mod egal și trebuie să le oferi tuturor acces la servicii publice. Mă doare că încă mai vorbim despre alimentări cu apă, despre alimentări cu gaze naturale. Să sperăm că lucrurile astea se vor încheia în scurt timp și nu vom mai aduce în discuție asfaltare, alimentare cu apă și rețeaua de gaze naturale. Apoi mai e o chestie importantă legată de participare. Cetățenii trebuie să fie, dincolo de faptul că trebuie să fie informați, trebuie să aibă posibilitatea de a participa la acest proces de luare a deciziilor. Trebuie să fie consultați, trebuie să fie întrebați cu privire la ceea ce își doresc pentru comuna lor, pentru orașul și așa mai departe. Asta înseamnă să faci o administrație publică locală eficientă. Asta înseamnă să vii cu soluții corecte
cu soluții optime și să fii tot timpul în pas cu nevoile cetățenilor. Știți, aici dau exemplu din nou pentru că mi este cel mai la îndemână și cunosc foarte bine. Era vorba despre atracția de fonduri europene și când primarul Gente a venit la Pitești în primul an nu înțelegea de ce nu aveam, spre exemplu, aceeași eficiență în atracerea de fonduri europene pe care o aveau alții. Și a început să facă proiecte dinainte. A început să pregătească proiecte și să aștepte să se deschidă axe. Bine, când s-a deschis axa, imediat a fost livrat proiectul și primul venit, primul servit, după principiul ăsta. E bine, lucrurile s-au schimbat și au început să curgă finanțările și lucrul ăsta este vizibil. Atenție, cu cofinanțări minime sau fără cofinanțare. Deci iată că se poate, dar asta înseamnă să ai viziune, asta înseamnă să gândești înainte și să stai în expectativă. Ai prins momentul, ai acționat în secunda 2. Asta face un primar bun. Este, dacă vreți, dincolo de a fi un lider, este un bun organizator. Și da, sunt de acord cu dumneavoastră 100% atunci când spuneți că primarii sunt pilonul de bază în ceea ce privește fenomenul ăsta politic românesc. Da, ei sunt cei care trag, ei sunt cei care mobilizează masele, ei sunt cei care au legitimitate pentru că sunt aleși. Sunt trei care hotărăsc, Nicu, Marcel, Claus sau eu știu cine, alți Nici și alții Marcei. Să știți că acești primari tot timpul au stat acolo și au tras. Da? Și ei au venit să-i ajute în campanie. Ba Nici, ba Marceli, ba alții Ionici și alte, mă rog, Mariuțe, au venit să îi ajute în campanie. Dar știți ce au făcut după ce i-au ajutat? Au uitat total de ei. Asta s-a întâmplat întotdeauna. Primarii răspund în fața celor care i-au ales. Păi da. Primarii ies pe stradă și sunt... Nu, la asta mă refer. Îi ajută pe cei de la centru, după care uită cei de la centru de primarii care i-au ajutat. Da. Din păcate aveți dreptate. Păi da. Din păcate aveți dreptate. Și vedeți acum cum se bat ei la centru, care au mai multe structuri, da? Adică mai mulți primari. Asta înseamnă mai multe piloane. Vedeți? Și la nivel național, sigur, structurile cele mai multe le au cei de la PSD, urmați de cei de la PNL, urmați de USR și acum în formare și AUR, nu? Vom vedea cu AUR-ul. Păi vom vedea că... Vom vedea și cu AUR-ul, da. Să nu merge la pumul lăudat cu sacul, pentru că nu e încă momentul. Se pot schimba multe până atunci. Eu nu preconizez un succesul acesta pe care îl propovăduiesc majoritatea analiștilor politici. Nu-l văd, sincer. Haideți că mai vedem. Mai vedem. Luăm o scurtă pauză de publicitate și chiar să analizăm listele astea, nu? Că au fost făcute, au fost... date deja, facem o analiză imediat după o scurtă pauză de publicitate. Ok. Bun.